În duminica 30-a după Rusalii, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Crușovăț din Caraș-Severin. Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. În această biserică nu am săvârșit Sfânta Liturghie, deși în 2008 am săvârșit slujba vecerniei și am sfințit lucrările interioare efectuate la această biserică. Am socotit de bine ca înainte de marele praznic al nașterii Domnului să venim în această micuță parohie și să slujim Sfânta Liturghie. Am găsit aici un preot și un consiliu parohial foarte dinamic, care anul viitor doresc să înceapă lucrările de amenajare și restaurare a exteriorului acestei biserici. De dimineață ne-am bucurat împreună cu toți credincioșii acestei parohii, cu fiii și fiicele acestui sat și cu foarte mulți copii și tineri care ne-au întâmpinat îmbrăcați în haine de sărbătoare cu flori, pâine și sare. Biserica parohială cu hramul cu Cuvioasa Parascheva va intra în perioada următoare în renovare. Proiectul va fi realizat din fonduri europene. Orice vizită a ierarhului într-o parohie este o mare bucurie pentru credincioșii acelei parohii. Și pentru credincioșii acestei parohii este o mare bucurie și mulțumește bunului Dumnezeu pentru această zi minunată și binecuvântată. Mulțumim preasfinției voastre pentru această cinste și pentru această onoare, pentru acest act de cinstire făcut Sfintei noastre biserici, de a fi pentru câteva ore catedrală episcopală și de a fi pentru câteva ore, putem spune, împreună la ceas de rugăciune. Orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune. La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși și autorități locale. Datorită stării materiale mai precare a comunității din localitatea Crușovăț și a degradării înaintate a bisericii, care este monument istoric, și care știm că prin eforturi financiare locale nu se poate realiza, am considerat că este prioritar pentru mine ca primar și pentru primăria Cornea realizarea acestui obiectiv, monument istoric, deci reabilitarea exterioară a acestei biserici. Este o mare bucurie pentru noi să fim astăzi la acest eveniment. Vizita preasfinției sale, Lucian, este un moment important pentru locuitorii din satul Crușovăț, pentru credincioșii din acest sat. Precis, credem că această vizită va duce la întărirea credinței și la îmbogățirea sufletului locuitorilor din acest sat. Am acest costum de la bunica mea și l-am îmbrăcat astăzi pentru că este o mare sărbătoare pentru satul nostru. Răspunsurile la slujbă au fost date de grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.